Și la fel același tânăr a fost interesat de procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Uh-huh. Știm că avem acel acord de asociere semnat și la ce etapă dânsul se interesează, se află totul și dacă și aceasta nu este o luzincă pentru unii politicieni sau cât de real este în continuare pașii, cât sunt de reali pașii pentru o integrare în Uniunea Europeană. Eu sunt gata să pun pariu că marea majoritate, și anume vorbesc piste, 90% din politicieni din Republica Moldova, nici măcar nu au citit acordul de asociere. Nici măcar nu au înțeleg despre ce este vorba acolo. A fost semnat în grabă, votat în limba engleză, că marea majoritate nici măcar nu cunoșteau limba engleză, însă acordul de asociere prezintă un set de acțiuni, care unele din ele în Republica Moldova se întâmplă o rezistență, în special în domeniul justiției, dar în componenta de infrastructură noi vedem că nu sunt făcute destul de multe investiții pentru că acest lucru să fie implementat. Noi vorbim și de rezervele de petrol obligatorii pentru următoarele X număr de zile și Republica Moldova nu are capacitate de stocare pentru acest lucru. Vorbim despre rezervele obligatorii de materie primă pentru independența alimentară, care spațiile de stocare în Republica Moldova nu pot face față pentru cerința, pentru a avea o stabilitate alimentară, o securitate alimentară, nu putem numi, și un alt set de reglementări în domeniul funcționalității statului și descentralizării. Aici, din, să spunem, o hapsânie politică, nu se iau niște decizii de principiu pentru ca să se facă acea descentralizare și bună funcționalitate a întregului stat. Toate partidele când ajung la guvernare, se îmbată cu ideea că eu am venit pe mult timp și eu o să fie de neschimbat. Și de asta ei consideră că descentralizarea le-ar ștrâmbi cumva din putere. Însă, după cum vedem, nu există așa partid care se mențină la guvernare destul de mult timp, deoarece apar conflicte între guvern și primărie, între guvern și Consiliul Raional, între Consiliul Raional și primării, în special în gestiunea bugetului. Aceste lucruri întâmpină o rezistență. Integrarea europeană asta ar însemna ca să facem acele condiții în care orice om, gen econom venit, psihotare, venind să investească Republica Moldova, să se simte pe cum se simte acasă. Să deschidă business ușor, să nu aibă reglementări în plus, să nu fie forțat să dea mită pentru a obține anumite autorizații. Atâta timp cât noi suntem pe locul 74 în ratingul internațional doing business, acest lucru practic este imposibil, pentru că oamenii nu se vor simți acasă. De asta noi avem de lucrat mult la componenta legislativă. Politicienii trebuie să renunțe la niște pârghii de influențare a rezultatelor și atunci va fi mult mai ușor de vorbit de integrare europeană. Da, la moment este nevoie doar de voință politică în descentralizare și niște investiții în infrastructură pentru a garanta același lucru. La noi Uniunea Europeană se oprește elementar la vamă, când ai de stat vreo 40 de minute, dar vama în țările europene trece la nivel de 1-2. Asta este atitudinea. De ce? Pe noi ne sperie că s-ar face mult contrabandă, dar de ce în țările cele nu se fac contrabandă? De ce în Georgia nu se face contrabandă când au simplificat procesul? Sunt lucruri ce țin de atitudine, dar reglementarea sau legislația existentă permit ca anumitor funcționari să facă abuz de puternicile pe care depun. Și asta deja nu mai este integrare europeană. Asta este blocarea integrării europene. Exact. După părerea dumneavoastră, în decurs de atâția ani, de când suntem ca actor sau avem rolul nostru în acest acord de asociere, guvernele și toți politicienii au folosit toate beneficiile rolului nostru de vecin și membru a acestui dialog sau a lasă de dorit aici? Nu s-au folosit de aceste beneficii? Parțial, da, s-au folosit în componente de atragere a fonduri, deoarece au venit destul de multe fonduri europene, dar nu aș spune că sunt chiar atât de mari. Da, suntem printre liderii europeni la capitolul fonduri venite per capita, dar nu s-au valorificat la maxim posibilitățile de export. Pentru că chiar dacă este o creștere a exporturilor din Republica Moldova spre Uniunea Europeană, care la moment ajunge circa la 70% din total exporturi din Republica Moldova, însă dacă vorbim în cifre macroeconomice, noi totuși mai mult importăm decât exportăm. Da?
cash balanță de plăți la noi este negativă. Deci sunt foarte multe oportunități, Uniunea Europeană este o piață enormă de peste 500 de milioane de oameni și noi orice producem putem să exportăm, rămâne doar să rezolvăm toate detalii ce ține de certificarea produsului pentru ca să putem să intrăm pe piață. Dar sunt și atâtea metode alternative de export când nu ai nevoie doar de a găsi un unic consumator. Există metode descentralizate. Și în plus este nevoie ca ambasadorii și atașați economici ai Republicii Moldova să-și facă lucruri mult mai bine.